Elevii de la Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenche au fost ajutoarele lui Moș Nicolae astăzi la școala gimnazială Ovid Densușianu din cartierul Galați. Bineînțeles, elevii de la școala generală au pregătit și momente artistice pentru liceeni. Și pentru că au fost atât de cuminți, au primit și cadourile mult așteptate. Ce veste? Acum câte două, dacă la unul. Câte două la unul. Și nu doar cei mari au fost vizitați de către elevii liceului Șenchea. Și elevii din clasele primare au pregătit un mic moment artistic pentru musafirii mult așteptați. Hai, copii, lasă-mi! În jos bate vântul friguros, ainele eram ca ude, uscate n-avea de unde și bătea din poartă în poartă ca pe fiul e semnat. Bineînțeles, și ei au fost răsplătiți. De unul la fiecare. Mulțumesc! Așa, hai, duce-vă-ți la doamna, învățătoare, hai! Stai, ia. Două portocale, biscuiți și măr. Ți-ți plac cadourile? Da. Ai fost cu minte? Da. Deci a venit moșul, nu? Da. Ce-ai primit? Pachete. Ce-ai primit? Pachete. Și ce e în pachet? Portocale și măr. Și ți plac? Da. Portocale. Așa. Și? Dulciuri. Și portocale și înghețată. Și ți plac? Este o tradiție deja la liceul nostru, de 2 ani organizăm această campanie. Anul acesta, ca și anul trecut, am ales școala generală numărul 4, deoarece aici, în această școală, sunt copii nevoiași și ne-am gândit să le facem o bucurie și să le aducem zâmbetul pe buze cu ocazia zilei de Moș Nicolae. Foarte bucuroși, ca în fiecare an, de voluntariatul desfășurat de grup școlar Avocat Dr. Ioan Șenchea. În fiecare an ei au venit la noi, la școală, și au adus cadouri, au împărțit cadouri celor mici. Doamnele învățătoare s-au străduit și au pregătit un program frumos cu cântece, poezii pentru cei care au venit să ne ofere cadouri. În schimb, elevii clasei a doua de la Liceul Ortodox Constantin Brâncoveanu au colindat în biserica din curtea fostului seminar teologic.